de tras. Ia barda aceasta și taie din ea. Nu fi fără minte, din milă te îndemn. Aceasta e o cruce, ce nu poți o duci, căci ai cea mai mare și grea dintre cruci. Creștinul ascultă îndemnul străin. Apucă unealta ce-l scapă de chin. Plovește în bârnă cu-n braț de voinic, din cruce retează un pic, încă un pic, o pune pe umăr, încearcă un pas, lovește cu barda în cea mai rămas. Din nou mai încearcă și apoi un vior șoptește, acum mi-e mult mai ușor. Și îndată pornește pe care voios, cu crucea scurtată, urmând pe Hristos. Pe drum se întâlnește cu cei de frați și lasă în urmă sub cruce plecați. Și astfel, de grabă, zorind pe poteci, ajunge la poarta cetății de veci. Ce ziduri de iaspis, topaz și acin, ce porți sclipitoare de alb mărgărin, ce nori de stindarde, ce scări, ce făclii, armate de îngeri cu lenci aurii. Dar, vai, de la el până la porți, e un șanț, pe care nu-i punte, nici bârnă, nici lanț, și strigă bătrânul de taină pătruns, dar nimeni nu vede să-i dea un răspuns. Și strigă bătrânul pierdut și lipit, nu-i nimeni la poartă, nu-i nimeni pezit. Deodată, din vale, un sclipitor cu cruce în spate din frați și surori. Miergem cu nădejde, o vorbă nu spun, ci repede crucea ca punte și-o pun. Ei trec peste punte, pe poartă pătrun, iar crucea în urmă se pierde în afund. Bătrânul ia crucea cu adorul lui val și încearcă s-o pune și el de pe mână. Dar crucea e scurtată, au toate un rost, ce bine ajunge de-ar fi cum a fost. Creștinii trec șanțul și intră pe porți, ce bine e crucea întreagă s-o porți. Ce cântec se aude evident, ce largi mulțumire într-un dulce refren, ce zboruri de îngeri, ce slăvi, ce lumini, ce largi curcubei de aur și crin. Creștinul de afară, deja le pătruns, cu greu peste șanțele în cruce și-a pus. Și încearcă să treacă, un pas, încă un pas, o cât de aproape al Domnului clas. Un pas, încă unul, ah, pragul deschis, dar crucea deodată se duce în abis. Și cade bătrânul în colo de mult, răsplata-i pierdută și sceptru-i căzut. Dar iată ce taină, el nu știe cum, pe lespede rece, la margine de drum, acolo, cu un umăr de cruce proptit, creștinul acum din somn s-a trezit. Dormise o clipă și visul ciudat, un somn și o milă din cerul i-a dat. Creștinul se scoală și simte în piept o flacără nouă și un dor înțelept. Cu grabă, pe umeri povara lung, privește înainte cu chipul său plâng. Iar crucea îi pare aripă spre ze, ah, crucea întreagă și fără scurtări. Acum ea va spune oricui către rai, din crucea credinței nimic să-mi tai. Cu crucea întreagă Iisus către noi, veni de la Tatăl cu sânge și voi. Și acum eu de lume ne așteaptă la fel, cu crucea întreagă să mergem spre ea. Limita rog, crede.
Haideți să începem acest serviciu, este de mare sărbătoare, cu două versete din Sfânta Scriptură. Prima, Psalmul 115, de la versetul 1. Nu nouă, Doamne, ci numele, nu nouă, ci numele Tău de slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincie și știe Ta. În numele dragostei Domnului Iisus, vă salut cu acest verset și să fie de bine cu această mare sărbătoare. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu multă sănătate, pace și bucurie. A doilea verset, care ne îndreaptă la lucrarea de astăzi, din Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan cu Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Amin. Să-mi zic cu rapor când să-l vezi. Mă duc și noi cu ei să-l zic cu rapor.
bucur să văd atâția frați și surori adunați în numele Domnului Iisus Hristos. Și vreau din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze pe toți credincioșii din area Seattle, Tacoma sau din altă parte, cu harul și prezența sa. Și noi am avut o bucurie asemănătoare cu dumneavoastră și ne bucurăm de faptul că Împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Și oamenii, așa spune cuvântul, că El ne-a strămutat din Împărăția Întunericului și ne-a așezat în Împărăția Dragostei Fiului Său. Aș vrea să citesc un singur verset. Așa spunea Domnul Iisus în ultimele Lui cuvinte ucenicilor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îmi pun o întrebare și vă întreb și pe dumneavoastră. Mandatul acesta de a face ucenici mai departe a fost dat apostolilor, care istoria spune că, în afară de Ioan, toți au murit martiri, ducând chemarea lui Dumnezeu la îndeplinire, în diferite locuri ale Pământului. Dumnezeu premelnic ne-a rânduit să trăim pe meleagul de aceste americane. Vreau să vă întreb. Avem responsabilitatea în continuare să facem ucenici în numele, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt? Mă bucur că și noi, credincioșii, ne bucurăm de țara aceasta și am ajuns pe un pământ străin și așa după cum era Avram, lucrul cel mai esențial, zidea un altar lui Dumnezeu, turna un lemn de o piatră și chema numele Domnului. Cred că suntem binecuvântați și în această zi ne-am strâns aici să-L binecuvântăm pe Acela care ne-a schimbat viața noastră. Să-L binecuvântăm pe Acela care a atins aceste vieți. Și ei au ajuns la concluzia pe care a ajuns și famenul din Etiopia. Că l-a întrebat Filip, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și răspunsul a fost, dacă crezi, se poate. Știi ce a răspuns famenul? Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Tinerii aceștia cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm de această credință și am vrea numele lui Dumnezeu să fie onorat în toate lucrurile. Noi ne bucurăm de faptul că, ca și gazde, am putut să vă stăm la dispoziție cu casa aceasta de rugăciune, care este a Domnului și este premernică. Într-o zi spune Cuvântul lui Dumnezeu că din cer se va coboare cetatea lui Dumnezeu. Și așa de mult îmi place în Apocalipsa 21, spune la un moment dat că Dumnezeu va locui în mijlocul lor. Vreți ca Domnul să locuiască în mijlocul nostru? Aici este doar un gust, o provocare, o chemare și de multe ori trebuie să ne străduim, să trăim prin credință. Dar dacă vom ajunge acasă, Dumnezeu va fi în mijlocul poporului Său, Ierusalimul cel nou. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sure.
familiei care au copii care astăzi s-au putut să facă un legământ cu Domnul Iisus. Eu vreau să citesc câteva cuvinte de la Galaten care spune așa, cuvinte în versetul, capitolul 3, versetul 26 și mai jos puțin. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu, prin credință în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Amin. Amin să fie Domnul. Thank you.
După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trecuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr vor fi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Și cu multe alte cuvinte mărturiseau și îndemnau și ziceau: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Amin. Amin. În ziua aceasta, la numărul bisericii, se adaugă încă 10 suflete slăviți să fie. Iisus a zis:
Vânghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Crezi cu aceste cuvinte? Primește acest cuvinte după credința ta și după aceea vă rog la Domnul Iisus în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Este Mântuitorul tău personal.
da? Crezi că El a murit pe cruce pentru păcatele tale? Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața, așa se face Dumnezeu. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, El te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cristi Hristos, Mărțoteța, din Hristos răsine ta, Aleluia, Aleluia. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să-i aducem mulțumire pentru ziua aceasta, în care încă 10 suflete s-au adăugat la poporul lui Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim prin numele Domnului Iisus Hristos pentru harul care l-ai dat în ziua de astăzi. Mulțumim pentru victoria care ai avut-o în sufletul acestor tineri persoane. Doamne, îți mulțumim pentru actul care am reușit să-l ducem la îndeplinire. Te rugăm acum să le dai binecuvântare în continuare, în serviciul care este aici. Te rugăm, Doamne, pentru biserica în care ne-ai așezat pe pământul acesta, să mai aduci vreme de har de felul acesta. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvintezi și starea la masă care urmează. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog să binecuvintezi acești tineri, Doamne, să-i păstrezi în harul Tău, să-i crești tot mai mult. Iar pe noi, ca și biserică, ca și frați, ajută-ne, Doamne, să nu uităm să învățăm să meargă pe calea aceasta. În numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim. Amin.
ce curge din Golgota, m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morții dat, păcatul meu El a suferit. Și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis,
lasă-mă acum căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și au văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte ca să venim cu rugăciunea de punere a mâinii peste cei care astăzi au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, vreau să ne gândim puțin la pasajul acesta. Este cunoscut și n-am să predic din el. Însă, dacă Domnul Iisus Hristos a avut nevoie ca să împlinească Scripturile în felul acesta, mă întreb pentru cei care mai sunt în sală și încă n-au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, aveți nevoie ca să faceți pasul acesta. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze în acest moment. Pentru cei care au făcut pasul acesta, este nevoie de o pecetluire. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut nevoie ca din ceruri să se trimită mesagerul Duhului Dumnezeu ca să pecetuiască această lucrare și noi vrem să facem același lucru. În rugăciune cu punerea mâinilor să cerem Duhului Dumnezeu asupra lor. Și în această rugăciune aș vrea cu toții să ne unim în moment ce ei vor îngenunchea în față și frații păstori vor face rugăciunea, Duhurile noastre toți ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Este un act solemn, un act care Biblia ne-l poruncește ca să-l facem. De aceea am să-i rog să vină în față, să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu, noi ne ridicăm în picioare și frații păstori, vă rog ca să veniți în față, să facem această rugăciune de punere a mâinii. Te rog să faci un exemplu în lumea aceasta, pentru colegii la muncă, la școală, în familie, oriunde va fi în societatea asta, însuflețește-o cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să fie un exemplu puternic, Doamne, să vorbească despre Tine. Îți mulțumesc și pentru Adela. Te rog, Tată Bun, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru casa și familia din care vine. Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste ei. Doamne, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, să-i poți de grijă în viață. Viitorul ei, pe care nu-l cunoaște, dar știu că dorește să fie călăuzit de Tine. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, dă-i certitudinea prin Duhul Tău cel Sfânt, căci va fi în mâna Ta și va fi călăuzită de Tine. Ascultă-ne, că-ți cerem binecuvântarea Ta prin numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Și eu, la rândul meu, Doamne, vreau să-ți mulțumesc din toată inima pentru ziua aceasta, încă o dată. Îți mulțumesc acum pentru familia Veneciană. Mulțumim, Doamne, că e binecuvântat
o familie, copii. Și acum, Doamne, din credință, din dragile de inimă și dorință, Andreea hotărât să te primească și să te mărturisească în apa botezului. Îți mulțumesc pentru familia Palanciuc, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că a putut, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt, să se dească în inima lui Ștefan, cuvântul Tău, și acum stăm înaintea Ta, El a plecat genunchii și noi te rugăm, binecuvintează-L cu binecuvântarea Ta cerească, puterea Duhului Tău cel Sfânt peste ei. Eu, Doamne, și te rog, mâinile feronite pe Golgota, pune-le Tu asupra acestor doi tineri și a celorlalți 8-10 împreună, Doamne, cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Îi încredințăm în puterea Ta, în toate zilele vieții, Doamne, să te mărturisească ca Domn și Mântuitor, oriunde va fi, să nu se rușineze niciodată de Tine. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, Te-am rugat cu credință. Amin. Bunule Tată, în numele Fiului Tău și Mântuitor și Hristos, venim, Doamne, să recunoaște Măreție, slava și puterea Ta și să-ți mulțumim că cuvântul Tău este plin de putere și lucrează cu Duhul Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru acești băi frați tineri care cuvântul Tău a ajuns și la inimile lor. Și ei chemau și au venit, pentru că nimeni nu vine la Tine dacă Tu nu-i chemi, nu-i chemi. Doamne, mulțumim. Te rugăm, Doamne, ca de astăzi și mai departe, ca Duhul Tău Sfânt se păzească de toți primejdele care sunt. Sfânt ai înțelepciune, Doamne, să știi cum să trăiască, să fie un exemplu, o familie, în viață, în biserică, acolo unde vor lucra ei, să fie lumină, așa cum ne învață cuvântul Tău. Și toate acestea e pe Duhul Tău Sfânt, Doamne, fii cu ei, dă-le sănătate. Să trupească și spirituală, Doamne, ca să se bucure familia și ei să fie bucurie pentru biserică, pentru societate. Slavă Ție pentru toate. Amin. Amin. Cu credincioșie ne plecăm înaintea Ta, așteptând ca harul și binecuvântarea Ta să cadă peste cei doi tineri care au hotărât să Te urmeze din tinerețea lor. Mă rog pentru toate să dai binecuvântarea Ta în Tatăl. Să o putești să mergi înaintea lor, să-L ferești de săgețile arzătoare a celor rău, să dai putere în încercări și să-L păzești de ispitele celor rău. Mă rog pentru Sasha, harul Tău să cupleșească inima lui de tânăr. Mulțumim pentru părinții care l-au învățat, mulțumim pentru bunii, mulțumim pentru credincioșii care ai pus-o, Doamne, și în inima lui și doresc așa de mult. Și acest tânăr să Te urmeze în lăunăță lăudanului Tău care este Sfânt. Păzește-L pe care. Ocrotește-L și dorința noastră de slujitor este ca ei să rămână sub mâna Ta ocrotitoare. Rămâi Tată cu noi și pentru că ești Dumnezeul nostru ne închinăm înaintea Ta. Și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.
Amin.